Nitron, antilagon. Doar ce am reușit să-l iau. Când tai carbonul, ăsta e praf de carbon. Și asta e 1 milion de euro. Uite. Bă, mai filmează asta? Da. Dragilor de mașini, bine ați venit pe vrum vlog. Astăzi avem două misiuni. Una, mergem la Saab, la salonul Auto București, și vă prezentăm mașini de acolo. Și cea de-a doua, mergem la film. La ce film? La Venom 2. Ca idee, acolo știți că n-avem voie să filmăm, dar o să revenim cu un feedback în cadrul acestui material referitor la film, dacă merită să mergi sau nu la cinematograf. Acestea fiind spuse, let's go și să ne vedem la Saab! Așa ușor, nu clănțăne? Nu, păi doar când e porintă, când face contact. Okay. Acum nu. Nitron, antilagon. Poftiți aici. Deci, mașina? Da, un GT3. Doar ce am reușit să-l iau. Na, este destul de greu să achiziționez. Să achiziționez așa ceva. Da, i-am pus... Cum intri pe țevile alea înăuntru? De găini. Destul de greu, dar intri. E ok. Cu ce lată e asta? Asta e cea mai veche mașina mea. Asta o pun la vânzare rapid. Uite și pe fata asta cum merge cu trotineta. Asta e? 911 Turbo S. Turbo S. Au, ia uite ce, zici că e marmură. Bro, e cea mai scumpă. E cel mai scump carbon în puii mei. Ăsta e carbon? E tot ce lasă carbonul, bă, la bă, gen când tai carbonul, ăsta e praf de carbon. Din okay. 5 kg de carbon tăiat, îți ies 800 de grame. Okay. Din câte mi-ai zis, da. Bună seara. Ce faci, campionule? Bine, ai la expoziție cu bestia. De acum, știi că în general când îi zici la câte unul campionule, îi zici la Caterinca, dar la asta nu mai poți zice. Nu mai poți zice la Caterinca. Care e ideea, bă, bro? După ce ai obținut un titlu cum ai obținut-o acum, bă, nu mai poate să ți-l ia nimeni, bro. Ce nu? Poate să nu mai poate. Viață, la revedere, e campion național al nostru. Suntem mândri că suntem prietenii lui. Direct. Da, mă, și mâine ne dă, ești nebun? Da. Hai să mai vedem ce mai prezint mădrini aici. Păi asta am lăsat o altă de aici. Asta e SRV SBG. Unul din 800. Așa sărac e, bă, 800 de bucăți. Asta este asta este Fiber. Asta este 1 milion de euro. Bă, dă-o dreacu. Da, da. E singurul Ferrari care e mai hai, pare și hybrid. Plug-in hybrid. Uite-o pe asta, frate, cât de frumoasă e. Ba nu, mă, asta e 1 milion de euro. Asta e singura. Asta, nu, da. Nu, mă, asta e 488 pista, mă. Păi de asta zic, de ce să fie 1 milion? Asta e 488 pista și asta e 1 milion de euro. Uite. 1000 de cai, ESF 90 stradale. 1 milion de euro, 100 de kilometri în 2.5 secunde. E ceva bani? Și aici avem cea mai șmecheră mașină din punctul meu de vedere, cea mai faină, pe care aș alege-o din toate, să-mi bag piciorul. Este a mea, nu e a mea, e a mea. One of one, unul din unul. Pe bune? Da. Păi? Da. Uite pe inginerul care a făcut-o, Jorge Marquez. Din câte mi-a zis Adam, avem acolo în spate un wing care are downforce de 600 de kilograme. Crab on fiber. Crab on fiber. Yeah.
acum grămadă peste asta. Asta mi se pare aroganța supremă, să vii la salon și să te dai cu scooterul electric. Jucați-o pe asta. Bun, și am ajuns acasă, am văzut filmul, mi-a plăcut foarte tare. Chiar merită să ajungeți în cinematograf, să vedeți Venom. Dacă ar fi să-i dau o notă, cel puțin din punct de vedere a imaginilor și a modalității în care a fost realizat, 9 din 10, în condițiile în care 10 e complicat rău să obții, deci merită să ajungeți la cinematograf. Salonul auto a fost super ok. Ca de obicei, link în descriere despre școala de șoferi online și transformă-te în 6 luni. Interesant este că astăzi a postat și Mădălin un vlog foarte tare cu activitatea pe care am avut-o noi ieri la Racebox. Aruncați o privire! Bă, mai filmează asta! Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Belde, voi astăzi ați urmărit vreun vlog și până la următorul material, nu uitați! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa! Stop myself for a while.